Și va părâ la DNA acolo, s-a dus domnul Barna și a zis DNA să vină să ia păilalți. Aici am o nemulțumire, să știți, că e vorba totuși despre ai mei. Și cred că la capătul firului, în spatele clădirii de păștiri Beivodă, tot omul dumneavoastră, Iohannisă, ziceți. Deci numai de acolo putea să ne vină. Păi cum numai să-l anchetez pe domnul Voiculescu, pe domnul ministru Voiculescu? Cum vă permiteți și așa ceva? Și eu am avut o oarece surpriză. Plăcută, până și dumneavoastră. Dar a mea a fost total neplăcută. Iată că se întâmplă și lucruri bune. Anchetarea lui Voiculescu? Da. Dar ce a făcut, domnule? A dat o gaură de 1 miliard de euro. Ăsta e motiv ca să-l anchetezi? Teoretic, da. Practic, nu era, dar iată că a devenit ceea ce... Da, e surpriza sfârșitului de an. Dar ce s-o fi întâmplat cu DNA-ul ăsta? A pierdut busola. Nu știu, o să vedem, dar... Dacă e, e. Ce? Stăm acum să căutăm nod în papură.